dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! În data de 14 octombrie am sărbătorit acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare în care și orașul Chișinău își prăznuiește hramul, dar și o sărbătoare în care ne aducem aminte în mod deosebit de puterea protectoare a Maicii Domnului asupra noastră. Vorbind despre acest praznic luminat, Sfinții Părinți spun că, la fel cum o pasăre își adune sub aripile sale pui, încălzindu-i și protejându-i de cele rele, exact așa și Maica Domnului ne adună pe noi toți pământenii sub Sfântul Său omofor pentru a ne încălzi, pentru a ne apăra de tumultul acestei vieți. Dar dincolo de această sărbătoare și împreună cu ea, Biserica Ortodoxă din Moldova îi mai sărbătorește și pe toți sfinții care au proslăvit pământul Moldovei. Deci pe toți acei sfinți care au fost într-un fel legați de Moldova, de Moldova istorică și de Republica Moldova de astăzi, de Moldova de dincolo de Prut și care prin rugăciunile lor către Dumnezeu sunt protectorii noștri cerești. Dar tot în această zi, de rând cu acoperământul Maicii Domnului și cu sfinții care au proslăvit pământurile Moldovei, mai sărbătorim o altă sfântă relicvă. În data de 14 octombrie, pomenim în rugăciuni icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăț, care la fel este numită Protectoarea Moldovei. În această zi, la Mănăstirea Hârbovăț, acolo unde pentru prima dată a fost adusă icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, zeci de credincioși, preoți și arhierei s-au rugat pentru ca Moldova să fie protejată de Maica Domnului prin intermediul icoanei ei făcătoare de minuni de la Hârbovăț. În emisiunea de astăzi vreau să vă propunem atenție dumneavoastră un reportaj de la această sărbătoare, dar și să vă vorbim mai multe despre această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț, numită și apărătoarea Republicii Moldova. Una dintre cele mai cinstite relicve creștine din Republica Moldova, icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț, se bucură de cinstire deosebită din partea creștinilor încă de când a fost adusă în Basarabia. Drumuri ale crucii, având în față icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Hârbovăț, sunt atestate încă din secolul al XVIII-lea. Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț a adunat la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, unde oamenii au aflat pentru prima dată despre acest sfânt vestigiu al pământului moldav, pe viețuitorii mănăstirii, stareții și starețile tuturor mănăstirilor din eparhia de Ungheni și Nisporeni, precum și numeroși creștini care au venit să se roage celei mai cinstite decât heruvimii și mai mărite fără de asemănare decât serafimii. Liturghia sărbătorească a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Petru, episcop de Ungheni
și nisporeni. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lumii la Domnul să cerem. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoarea în care este cinstită în mod deosebit și icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț, este o sfântă sărbătoare pe care am putea să o numim pe drept cuvânt o sărbătoare a întregii Republici Moldova. Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăț, ocrotitoare Republicii Moldova, precum și sărbătoarea sfinților care au proslăvit pământurile Moldovei, dau un fast deosebit acestui praznic. Sărbătoarea în cinstea sfinților care au proslăvit pământurile Moldovei a fost instituită în anul 2004. Este vorba despre acei sfinți care, în viața lor pământească, au trăit pe aceste pământuri sau au dus faima acestor pământuri dincolo de hotare. Și toți ei sunt pomeniți cu calificativul de sfinți moldoveni. Odată cu instituirea acestei sărbători, de rând cu sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului, în conformitate cu hotărârea Sinodului Bisericii, a fost pictată și icoana sfinților moldoveni, care cuprinde pe toți sfinții cunoscuți care s-au proslăvit pe pământul Moldovei și care au proslăvit acest pământ în alte părți ale lumii. Spre exemplu, îl întâlnim între acești sfinți pe mitropolitul Petru Movilă, care, deși era din Moldova, a fost mitropolit al Chievului. Pomenim de asemenea printre acești sfinți pe cuvioasa maică noastră Parascheva de la Iași, care s-a născut în Serbia, dar este ocrotitoare a Moldovei, și desigur pe binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Printre sfinții sărbătoriți în această zi se mai numără Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei și Sfântul Paisie Velicicovski. Panteonul sfinților moldoveni include, desigur, mult mai mulți sfinți cunoscuți și, posibil, tot atâția necunoscuți, pentru că în Biserica Ortodoxă sfințenia spre care este chemat să meargă toată viața lui creștinul se dobândește nu neapărat prin contact cu lumea,
ci mai ales prin rugăciunea asiduă către Dumnezeu și faptele bune făcute nu pentru ochii lumii, ci în ascuns, pe care văzându-le în ascuns, Dumnezeu le răsplătește. De aceea există mulți sfinți care au fost proclamați sfinți de către Dumnezeu în ceruri, iar pentru noi nu sunt cunoscuți, pentru că ei au iubit pe Dumnezeu mai mult decât lumea. Acest lucru ne face să credem că sfinții moldoveni pe care îi sărbătorește biserica sunt mult mai numeroși decât cei pe care îi cunoaștem. Caută din cer, Doamne, și vezi și cercetează mie aceasta, care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește eu. Aflăm în mănăstirea Hârbovăț, unde cu toții sărbătorim și icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț. Dar totodată, astăzi se sărbătorește în Moldova sfinții care s-au proslăvit pe pământul Moldovei. Mă bucur că din an în an se adună creștini în această sfântă mănăstire. 3 ani în urmă erau 15 creștini la Sfânta Slujbă și mă durea sufletul când vedeam că vrem ajutor de la Maica Domnului, dar creștinii sunt departe de această Sfântă Mănăstire, sunt departe de Maica Domnului, care întotdeauna cerem ajutor. Și mă bucură faptul că creștinii noștri astăzi au înțeles că ei trebuie să vie la această sfântă mănăstire, să se închine icoane făcătoare de minuni de la Hârbovăț. Și cred că poate va ajunge și timpul când cu încetul vom reconstrui, vom aduce și această sfântă mănăstire, vom aduce-o la acel nivel înalt, cum sunt și alte mănăstiri, fiindcă avem nevoie. Plâng pereții. Mulți s-au folosit de această mănăstire, dar astăzi vedem ruini prin prejur, vedem cum se distrunge biserica, se distrung blocurile de locuit. Și de aceea aș vrea să mă adresez către toți creștinii de bună credință, să nu lăsăm această sfântă mănăstire, să venim cu toții că aici avem unica icoană a Maicii Domnului de la Hârbovăț și care trebuie împreună cu toții să punem mână de la mână și să împodobim această podoabă ca să putem să cerem de la Maica Domnului să ne acopere de tot răul care ne așteaptă pe noi și care vine asupra țării noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Maica Domnului să vă acopere sub pomoforul ei cel sfânt. În biserica slavii tale, stând în cer, ni se pare a ședea născătoare de Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt pe buzele creștinilor la fiecare slujbă bisericească și astăzi noi creștinii ortodoxi din latura călărașilor, dar și pelerini din întreg perimetrul
Republicii noastre, am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului a Sfintei Mănăstiri Hârbovăț. Astăzi, pentru creștinii ortodoxi din țara noastră, este o deosebită sărbătoare. Marcăm o triplă sărbătoare duhovnicească: acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, soborul tuturor sfinților care au proslăvit pământul Moldovei și icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Hârbovăț. Pomenindu-i pe toți sfinții care au proslăvit pământul Moldovei, noi reconstituim trecutul glorios al Sfintei noastre biserici. Astăzi însă, cu precădere, vețuitorii Sfintei noastre mănăstiri, dar și pelerinii care și-au îndreptat păsul către Sfânta Mănăstire Hârbovăț, o cinstim în rugăciunile noastre pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin chipul său Făcător de Minuni de la Mănăstirea Hârbovăț. În acest sens, adresez cordiale felicitări și doriri de tot binele duhovnicesc tuturor creștinilor participanți astăzi la slujba praznicală. Mulțumim Preasfințitului nostru Episcop Petru că a binecuvântat ca să conducă astăzi Sfânta Liturghie împreună cu obște Sfintei Mănăstiri, împreună cu creștinii drept măritori. Am venit la Mănăstirea Hârbovăț cu gânduri bune să ne rugăm la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne dea sănătate pentru copiii noștri, pentru întreaga lume, pentru toată lumea creștin-ortodoxă. Ne-am închinat icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț și ne rugăm ca să ne păzească de toate cele rele. Noi trebuie să ne închinăm icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, nu numai în ziua de astăzi, dar în fiecare zi. Mai întâi de toate să-i mulțumim pentru câte ne le dă nouă, pentru toate bunurile, pentru toate, tot ajutorul care ne-l dă în clipele când ne este mai greu pe suflet, dar și atunci când ne este ușor să-i mulțumim Maicuței Domnului. Fără ajutorul Maicii Domnului și al lui Iisus Hristos, nu putem face niciun pas. Deci ne ajute să ne întărească puterile sufletești cât și trupești. Ne ajută în toate clipele și în tot locul. Este o sărbătoare care noi toți trebuie să ne aducem aminte de ea și să ne rugăm la Maicuța Domnului cu acoperimântul ei să ne protejeze de toate relele, de toate cele mari greutăți din viața socială, mai ales în ziua de astăzi, când știm cu toții care este situația în general. Și cred eu că dacă toți noi creștinii ne vom ruga la Maicuța Domnului, la Iisus Hristos, să ne protejeze, să ne acopere cu acoperimentul ei, vom obține ceva, pentru că trebuie să ne rugăm să cerem, să venim să mulțumim, să dăm mulțumire pentru cele ce ne se dă și să dăm slavă Domnului nostru Iisus Hristos și Maicii Domnului pentru toate cele ce avem, pentru faptul că am ajuns în așa zi mare de astăzi. Sperăm ca pe viitor toți creștinii să revină la credința adevărată, să nu uite că tot ce avem, tot ce este în jurul nostru, este dat de la Bunul Dumnezeu. Apariția icoanei în Basarabia și în special la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Hârbovăț este pusă pe seama unui caz care a avut loc în preajma Crăciunului din anul 1970. În una din zile, la mănăstire, la egumenul Pahomie, a venit un vechi prieten, colonelul rus Nicolae Albaduiev, care era din suburbia Moscovei. Aici cu el s-a întâmplat o nenorocire. Un cal nărăvaș l-a aruncat pe colonel, iar în urma loviturii, el a murit în fața porții mănăstirii.
colonelul Albaduiev, spune tradiția, a fost înmormântat la Hârbovăț. După această întâmplare tragică, la Hârbovăț au venit rudele colonelului și au adus în dar mănăstirii o icoană veche de familie, pe care au oștenit-o din generație în generație. O icoană a Maicii Domnului. De atunci, icoanei i s-a dat denumirea de Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț. Însă și mănăstirea a avut de suferit mult pe parcursul istoriei. Se spune că turcii au incendiat mănăstirea Hârbovăț de 3 ori pe parcursul istoriei, dar de fiecare dată, întorcându-se în mănăstire după incursiunile turcilor, viețuitorii ei găseau sfântul așezământ distrus, iar printre cenușa de pe urma incendiilor aflau intactă icoana Maicii Domnului. Minunile care au avut loc prin intermediul icoanei, numeroasele vindecări miraculoase în urma rugăciunilor către această icoană, au făcut ca în scurt timp icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț să devină o sfântă icoană către care creștinii alergau ca la o ultimă speranță în izbăvirea din diferite nevoi. Creștinii aduceau icoanei în dar multe obiecte prețioase. Astfel, în anul 1816, Ștefan Lupu și soția lui Elena au îmbrăcat-o în argint și au împodobit-o cu pietre scumpe. Vestea despre icoană s-a răspândit curând în întreg ținutul, iar credincioșii din Chișinău au rugat arhiereul de atunci ca icoana Maicii Domnului să fie adusă pentru o anumită perioadă a anului în oraș. La începutul secolului al XX-lea, episcopul de Chișinău și Hotin, sfântul mucenic Serafim Ciciagov, încă unul dintre sfinții a cărui viață a fost legată de Moldova, a introdus tradiția ca în fiecare zi, în fața icoanei, să se oficieze acatistul Maicii Domnului de la Hârbovăț. Icoana a fost recunoscută oficial de biserică drept făcătoare de minuni în secolul al XVIII-lea, în urma pelerinajelor care se făceau cu icoana în acea perioadă prin Basarabia, se vindecau foarte mulți oameni, iar actele din acea vreme atestă numeroase minuni, exprimate inclusiv prin faptul că acolo pe unde trecea icoana, înceta seceta, epidemiile și maladiile, se vindecau oameni. În anul 2012 a fost anunțată ideea începerii construcției primei biserici în cinstea icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Hârbovăț, ocrotitoarea Moldovei. Noua biserică va fi Catedrala Episcopală a Eparhiei de Ungheni și Nisporeni. Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț se păstrează astăzi în Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău. În trecut, atunci când creștinii au aflat despre minunile icoanei făcătoare de minuni de la Hârbovăț, ei au solicitat ca icoana să fie adusă de la mănăstire aici, în Chișinău. Și astfel s-a instituit o tradiție ca icoana să se afle o jumătate de an la Chișinău și o altă jumătate de an la mănăstirea Hârbovăț. Astăzi această tradiție s-a pierdut aici la Catedrala Nașterea Domnului, fiind amenajat un chivot permanent în care se află pe parcursul întregului an copia icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț. La fel, o copie se află la mănăstirea unde oamenii au aflat pentru prima dată despre această icoană și minunile ei, despre faptul că această sfântă relică este apărătoarea Basarabiei. Ca și în trecut, astăzi către icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni de la Hârbovăț, își îndreaptă pașii sute de creștini, iar numeroasele lucruri prețioase care stau atârnate de icoană mărturisesc multiplele vindecări ce au avut loc prin intermediul ei. Printre obiectele aduse ca mulțumire pentru minunile care s-au făcut prin intermediul rugăciunilor la icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț, vedem cruciulițe de aur, panaghii arhierești
și cruci preoțești. În acest fel, înțelegem că oricine, de la mic la mare, vine cu inima curată către Maica Domnului și icoana ei făcătoare de minuni, neapărat primește răspuns și binecuvântare. Tradiția ca icoana Maicii Domnului să fie adusă pe o perioadă de timp la Mănăstirea Hârboveț a reînviat la începutul anilor 1990, când mănăstirea a fost redeschisă. Apoi icoana era adusă aici pe perioada postului mare. Astăzi, în Republica Moldova, se găsesc numai copiile acestei icoane. Ca și la catedrala din centrul capitalei, la Mănăstirea Hârboveț se află astăzi o copie a icoanei. Și asta pentru că în Republica Moldova se găsesc numai copiile acestei icoane. Originalul se spune că s-ar afla în Ucraina, dar este incert faptul cum a ajuns el acolo, fiind înstrăinat de la noi. Chipul Micii Domnului de la Hârboveț este făcător de minuni în orice fel. Copia este făcătoare de minuni ca și originalul, căci minunea nu o face icoana, ci cea care e reprezentată pe ea, Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe. În Mănăstirea Hârboveț, după redeschidere, are început viața călugărească. Icoana Maicii Domnului a strâns în jurul ei pe primii viețuitori care au venit aici. Ceea ce menține cu adevărat viața monahicească de aici până astăzi este mijlocirea Maicii Domnului, către care atât de frumos ne rugăm atunci când spunem: Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia mea, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Hrănește-mă
cei ce ești mai presus decât heruvime și mai cinstită decât serafime, Ficioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor năcăjiți. De nouă mângâiere tuturor celor ce suntem în necazuri și boli, că afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Tu una ești mijlocitoare bucuria noastră, ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivire, stând înaintea Hristosului preasfinte triim, să ne ajuți nouă, că nimeni dintre cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile, bolile și nevoile care vin asupra noastră în această vremelnică viață, prin atotputernică ta mijlocire. Nu lipsi prin noi nici de veșnica și nesfârșita bucurii într-o împărăția Fiului Tău și Dumnezeului nostru în vece vecilor. Amin. Timpurile de tristă amintire și de prigoană pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, Mănăstirea de la Hârbovăț a reprezentat un adevărat bastion al rezistenței credinței creștine în fața greutăților din acea vreme. Călugării care erau izgoniți din mănăstirile lor, mănăstiri care se închideau de către puterea sovietică, veneau aici, la Mănăstirea Hârbovăț. Tot aici, la Hârbovăț, erau aduse multe vestigii sfinte, icoane, literatură bisericească din mănăstirile care se închideau și ele erau depozitate în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Hârbovăț. În anul 1962, autoritățile sovietice au reușit însă să închidă acest sfânt așezământ. La mijlocul anilor 90 ai secolului al XX-lea, când sfântul așezământ s-a redeschis pentru întreaga creștinătate din Republica Moldova, acest eveniment a fost o adevărată sărbătoare a sufletului.
Mănăstirea Hârbovăț este o mănăstire de călugări, atestată în secolul al XVII-lea. Biserica mare în care se păstrează icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni a fost construită în 1816 și are hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica de iarnă a fost zidită și sfințită în 1870, având hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Potrivit tradiției, mănăstirea Hârbovăț a fost întemeiată la anul 1730 de către boierul Constantin Carbuz, dar unii istorici susțin că mănăstirea a fost întemeiată în secolul al XVII-lea de către câțiva călugări veniți din mănăstirea Bersan, Polonia. Mănăstirea a fost ridicată pe locul vechiului schit Hârbovăț, creat după unele presupuneri, anume în secolul al XVII-lea, iar potrivit altor date, mult mai devreme. În ceea ce privește denumirea de Hârbovăț, se presupune că aceasta ar proveni de la cuvântul hârb, care în trecut însemna deal, deoarece mănăstirea este amplasată pe un deal. O altă versiune spune că denumirea mănăstirii se explică prin defectul fizic al primului egumen al mănăstirii, Ioanichie Cocoșatul, adică cu gârb în spate. A treia versiune spune că denumirea de Hârbovăț a provenit de la cuvântul latin herba, care înseamnă iarbă, anume pentru faptul că în preajma mănăstirii, în trecut, la fel ca și astăzi, cresc foarte multe specii de plante medicinale. Mănăstirea Hârbovăț este amplasată pe frumoasa vale a râului Icher, la aproximativ 10 km de orașul Călăraș și circa 50 de km de Chișinău. Împreună cu alte trei mănăstiri de pe valea Icherului, frumoasa, Hârjauca și Răciula, Mănăstirea Hârbovăț reprezintă una dintre laturile crucii basarabene din codrii Călărașilor. Vom reaminti aici că cele patru mănăstiri, amenajate pe o rază de 8 km, sunt amplasate una față de alta în formă de cruce și au dat și o a doua denumire Văii Icherului, care, datorită acestor mănăstiri, se mai numește Valea Sacră. Pe locul unei biserici de lemn mai vechi, în anul 1816, Ștefan Lupu și soția sa, Elena, au ctitorit biserica de vară a mănăstirii cu hamul Adormirea Maicii Domnului. În 1870, biserica de vară Pogorârea Duhului Sfânt a fost construită sub îndrumarea stareților Ieronim și Natanael. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost reînnoită la 1828 și 1855. Odată cu închiderea mănăstirii, la anul 1962, multe dintre odoarele și obiectele bisericești aflate la Hârbovăț, inclusiv aduse de la alte mănăstiri, au fost distruse. Ostașii au batjocorit biserica Pogorârea Duhului Sfânt, la subsolul căreia erau înmormântate fețele bisericești. A fost distrus altarul și catapeteazma. Clopotele bisericii au fost coborâte și duse din mănăstire. Icoanele, cărțile, arhiva au fost arse. Mănăstirea a fost transformată în școală pentru copii cu handicap. Biserica a devenit clubul școlii, iar subsolurile, depozite. Mai târziu, această biserică a ajuns să fie grajd pentru animale. În primăvara anului 1992, la cererea credincioșilor din satele învecinate, a fost reînființată Mănăstirea de Călugări, Hârbovăț.
Mănăstirea a fost preluată într-o stare dezastruoasă și reconstrucția ei continuă și astăzi. Mănăstirea Hârbovăț și-a înscris perioada sa de înflorire în perioada interbelică, pe timpul starețului Teognost Donos, care a îndeplinit și funcția de exarh al mănăstirilor din Moldova. Pe lângă Mănăstirea Hârbovăț funcționau în acea perioadă o școală primară, o școală de cântăreți bisericești, o bibliotecă, o tipografie, care deservea în mare parte necesitățile eparhiei Chișinăului. Mănăstirea Hârbovăț în perioada interbelică avea foarte mulți viețuitori, astfel încât Mihail Sadoveanu, cel care la anul 1918 a vizitat mănăstirile Basarabene, spune că a vizitat și această mănăstire călărășeană și găsea la Hârbovăț chilii tihnite, acoperite cu tinichea de culoare verde, monahi, gospodari și toți rugători, acestea erau spuse de către Marele Sadoveanul. Și mare a fost mirarea că pe atunci mănăstirea avea 140 de viețuitori care își duceau nevoințele monahale aici la Hârbovăț. Având-o pe Maica Domnului ca ocrotitoare, viețuitorii mănăstirii aduc slavă lui Dumnezeu aici, sperând într-o reconstrucție cât mai rapidă a Sfântului Așezământ, ei dau locului din care icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț s-a făcut cunoscută creștinilor de la noi pentru prima dată ceea ce îi se cuvine, cinste și închinăciune. Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț își revarsă asupra creștinilor din Republica Moldova harul și binecuvântarea sa. Această icoană, pe parcursul anilor, a devenit una foarte mult îndrăgită de creștinii de la noi. Către ea, creștinii din Republica Moldova și nu numai, aleargă atunci când sunt în nevoi, atunci când doresc ca, cu rugăciunile ei, Maica Domnului să mijlocească către Dumnezeu pentru noi. Noi vă dorim ca binecuvântarea icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăț să vă însoțească și pe domniile voastre pe tot parcursul vieții.